numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, calea Sfintei Cruci, un drum, Mântuitorul, o cruce pe care o întâlnim de 14 ori, oameni, prieteni ai lui Iisus, alții dușmani ai lui Iisus, iar alții indiferenți, personaje istorice sau legendare care îl ajută pe Iisus, soldați care își făceau meseria fără să se implice prea mult sentimental. Și noi, cei din biserică, prezenți aici și acum, tineri aflați pe drum, pe drumul crucii, studiului sau al muncii, al bucuriei sau al suferinței, sau pur și simplu al realizării unor proiecte de viață. Doamne Iisuse Hristoase, venim în fața Ta. Știm că la Tine găsim mereu o inimă deschisă care ne înțelege, ne iartă, ne iubește și ne cere să purtăm crucea vieții noastre cu creativitate, răbdare, încredere și speranță. Vrem să mergem cu Tine pe drumul crucii. Act de căință. Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele, și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-a făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind Te-am îniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Iisus este osândit la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Osândire. Pronunțarea unei sentințe de condamnare împotriva cuiva, sentință al cărei scop final este moartea. Când ne gândim la condamnarea lui Iisus, rememorăm întreg drumul pe care l-a parcurs până în clipa morții. Oamenii l-au condamnat. Cu ce drept au făcut ei aceasta, când nici Dumnezeu, cu atot puterea sa judecătorească, nu dă astfel de sentințe? Oare, prin condamnarea lui Iisus, nu s-au osândit pe ei înșiși? Oare nu facem și noi același lucru ori de câte ori ne abatem de la drumul cel drept? Oare nu ne dăm singuri sentința de condamnare când renunțăm la a mai avea încredere în El, atunci când, în lipsa speranței, refuzăm ajutorul Lui? Iată, El urmează să moară, o moarte nedreaptă, dar care are ca scop învierea noastră a fiecăruia. Însă noi continuăm să-L osândim prin păcatele noastre și, osândindu-L pe El, ne osândim și pe noi. Așadar, în loc să ne scriem propria sentință de condamnare, să privim la drumul pe care Iisus îl are de parcurs cu greutatea crucii în spate. Regăsindu-ne în povara acesteia, să ne acceptăm propria cruce și să o purtăm cu perseverență pe drumul nostru zilnic, pentru a ne putea bucura de învierea care se află la finalul acestuia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce!
Ascensiunea a doua, Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisuse, ești în fața crucii, o cruce goală și curată încă. Ai putea atât de ușor să arăți că ești Dumnezeu și totuși nu o faci. De ce? De ce tu, Dumnezeu, te cobori până la mine să ridici crucea? De ce tu, Dumnezeu, tu, cuvântul, taci? Alegi crucea și taci. Mă învață multe tăcerea ta, apoi a Mariei. Mă găsesc și eu în mulțimea care te privește în timp ce tu deja îți îmbrățișezi crucea. A ta, a mea. Mi se înfioară inima când mă gândesc la suferințele tale, când le văd perpetuate până astăzi în atâtea suflete și ființe. Oare nu ar trebui să mă cuprindă fiori când văd că Dumnezeu se coboară mai prejos de mine, doar ca să mă înalțe pe mine până la dumnezeire? Nu moarte, nu jertfă, ci milă vrei. Nu milă față de suferințele tale de acum 2000 de ani, ci milă față de sufletul celui care este lângă mine. Milă față de greșelile lui, față de defectele lui, față de rănile lui, care de fapt sunt ale tale. Milă față de rănile tale de azi. Asta e crucea pe care tu ai luat-o. Asta e crucea. Asta e iubirea. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și dă-o în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de milă. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a treia, Iisus cade întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iisuse, tu ai căzut sub povara crucii și sub povara păcatelor mele, ce atârnau de această cruce. Istovit și plin de răni, ai continuat să duci povara acestor păcate ale mele din iubire pentru mine. Cât de mare este iubirea ta pentru mine, o făptură slabă și plină de vină. Te-ai ridicat și ai mers mai departe, iar prin suferința ta mi-ai curățat sufletul de imensa mulțime de păcate. Atât de ușor mă las pradă păcatului, atât de ușor cedez în fața ispitelor care mă rovesc în fiecare zi. Prin răul pe care îl fac, am atârnat de crucea ta o povară imensă. Vreau să nu mai continui să îți fac drumul spre calvar și mai greu. Ajută-mă să nu mai adaug poveri crucii tale, păcătuind și ofensându-te. De multe ori am căzut în păcat, de multe ori m-am ridicat, dar am continuat să fac aceleași greșeli și nu mi-am dorit adevărat o schimbare în bine a vieții mele. Dă-mi, te rog, harul statorniciei în bine, dă-mi dorința de a persevera pe acest drum al credinței, pentru ca pe viitor să te ajut, nu să te împovărez. Cât de mult te-ai jertfit pentru ca eu să pot sta lângă tine în paradis și cât de vrednic de o sândă mă fac dacă nu accept darul acesta pe care mi l-ai dat și anume mântuirea. Îmi doresc nespus de mult să renunț la păcatele și viciile mele,
să încep să conlucrez cu harul tău, atât spre mântuirea mea, cât și aproape lui meu. Iisuse, dă-mi puterea necesară de a mă ridica de fiecare dată atunci când cad și de a persevera de fiecare dată când mă ridic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a patra, Iisus o întâlnește pe mama sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. După cum îți dai deja seama, este vorba de o despărțire pentru o foarte lungă perioadă de timp. Oare ce se petrece în tine în aceste momente? Cu siguranță este cea mai grea zi din viața ta. Tu ai renunțat la El pentru noi, pentru această lume vrednică de milă. Vrei să treci și prin această durere sfâșietoare, pentru că astfel toți cei care sunt nevoiți să treacă prin experiența asemănătoare să găsească la tine mângâiere și putere. Hristos ți-a întâlnit cu siguranță privirea. Oare nu ai izbucnit din tine nici măcar un de ce? De ce nu face acum o minune? El care a făcut până acum atâtea și atâtea minuni pentru alții. Asemenea lui, nici nu vrei însă să stai în calea voinței Tatălui. Tu vrei să fii slujitoarea, roaba lui. Și astfel aștept să se întâmple mai departe tot ceea ce a pregătit și a gândit deja Dumnezeu. Iubirea ta înțelegătoare îi dă fiului tău putere să-și continue drumul. Privirea ta spune mai mult decât ar fi putut o face cuvintele tale. Așa ar trebui să se întâmple și cu noi. Zilnic se petrec astfel de întâlniri. Dacă am fi sigur într-adevăr că tu mergi întotdeauna alături de noi, că ne vezi, ne privești, atunci ar trebui să avem și noi față de cei de lângă noi o privire care să valoreze cât o lungă discuție. Tu ești aici, Marie, la capătul drumului, alături de fiul tău. După triumful său, privești acum la un sfârșit lamentabil. Este daul tău din prima zi în tăcere și încredere. Este daul tău din ultima zi în suferință și răbdare. Când e noapte, când îndoiala și îndurarea și durerea îmbină cântecul lor de doliu, o Marie, împarte cu noi credința ta nocturnă, arată-ne iubirea ta străpunsă, spune-ne despre speranța ta discretă. Marie, fă ca cei care ne privesc să te poată vedea în noi pe tine. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a cincea, Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Adevăr, adevăr vă spun, cine crede în mine va face și el lucrurile pe care le fac eu și va face și mai mari decât acestea.
Simon din Cirene a făcut un lucru mai mare ca Iisus, care a fost neputincios. Să nu vă fie frică să faceți lucruri mai mari decât cele la care vă gândiți că sunteți capabili să le înfăptuiți. Simon din Cirene ar fi putut fugi, dar a văzut realitatea. Un om în nevoie, un Iisus în nevoie. Dacă ar fi visat la Iisus ca la un rege, s-ar fi blocat de suferința regelui și nu ar fi știut ce să facă, iar romanii ar fi ales pe altul. Sunt oameni care se pot mântui numai prin alții. Bolnavul nu se mântuiește dacă nu-i vine în casă un om care să-l mântuiască, să-i vorbească de Dumnezeu. Simon din Cirene l-a mântuit pe Iisus de o suferință mai grea. Să ne amintim și de bolnavul adus pe targă la Iisus. Prietenii lui l-au ajutat să ajungă la Iisus și datorită ajutorului lor s-a bucurat de darul Mântuitorului. Acum, Simon din Cirene, deși la început nu știe cine este Iisus, vine în ajutorul lui și cunoscându-l, duce cu bucurie povara crucii. Sub lemnul greu al crucii, Simon din Cirene a experimentat bucuria de a-L cunoaște pe Mântuitor și darul mântuirii pe care Iisus l-a pregătit pentru fiecare dintre noi. Există mântuire pentru toți, pentru toți. Și pot spune acest lucru la infinit, căci cred cu adevărat în mântuirea câștigată de Iisus pe cruce pentru fiecare dintre noi. Ca Iob, Iisus a pierdut tot și i s-a dat tot. O nouă viață ca mântuitor pentru toți, într-o fericire veșnică. Cum e să fii fericit știind că ai ajutat miliarde? Îți trece tot. Și cum e să fii fericit știind că ai ajutat pe cel ce a ajutat pe toți? Îți crește inima de bucurie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea 6-a. Veronica șterge fața lui Iisus cu o maramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. În comparație cu ajutorul de a aduce crucea, la care l-ai chemat pe Simon din Cirene, am putea trece cu vederea, Doamne, marama întinsă de Veronica. Din ignoranță, aparent, doar o bucată de material. Dar acea maramă a fost întinsă cu tot sufletul, cu iubire. Vălul ce acoperea capul a fost ajutorul pe care putea cel mai mult, la acel moment, să-l ofere Veronica, singurul și cel de care aveai mai mare nevoie. O, Doamne, adesea dorim să fim doar Simon pentru cei din jur, mai ales pentru cei pe care iubim. Dorim să-i putem ajuta să-și ducă crucea sub care câteodată cad, crucea care uneori o simt atât de grea. Și ne descurajăm adesea când Tu alegi pe altcineva pentru aceasta, nouă, oferindu-ne menirea maramei. Ne descurajăm pentru că nu am conștientizat niciodată ce mare alinare a fost pentru Tine marama și mai ales iubirea cu care Ți-a fost întinsă. Nu înțelegem că sunt momente când nu este nevoie de cuvinte, de teorii, de predici, de dovezi, ci doar de prezență. Când oricât am dorit să ajutăm într-un anume mod, practic, concret, Tu ne înveți că și doar a fi acolo contează. Pentru că asemenea maramei care a îndepărtat de pe chipul Tău sudoarea, sângele, scuipatul, praful, alinând usturimea palmelor primite și permițând ochilor să vadă în continuare drumul, tot astfel prezența noastră, privirea, mângâierea noastră, zâmbetul și îmbrățișarea noastră
pot deveni marama de care cei din jurul nostru au nevoie. O marama care nu ușurează povara crucii, dar care are rolul ei la fel de important, atât timp cât este oferită cu toată sinceritatea inimii. Dă-ne, te rugăm, harul de a înțelege cât de prețioasă este această maramă, așa cum tu ai știut acest lucru, întipărindu-ți drept recunoștință chipul pentru totdeauna. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 7. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Din nou, Fiul tău se prăbușește la pământ și experimentează limitele puterilor sale. Și, pentru a-i spăși mândria oamenilor, se prăbușește mai profund decât un simplu om. Totuși, depășește așteptările tuturor și cele mai înalte pretenții și se ridică din nou pentru a merge mai departe, căci iubirea îl determină și îl împinge să soarpă din potirul ce i-a fost încredințat până la fund. El vrea să facă pentru ai săi mai mult decât suficient. Iubirea nu spune niciodată, ajunge, e suficient. Teama de a cădea, teama că nu mai facem față, teama că nu se va îndeplini totul precum sperăm și așteptăm de la viață, ne blochează. Vrem, de fapt, să ne păstrăm crucea, dar în realitate dorim să-i hotărâm noi înșine greutatea, pentru ca nu cumva să cădem și să stăm bine, în picioare, în fața și în ochii celorlalți. Și când se întâmplă să cădem, găsim repede atât de multe scuze. Mamă cerească, învață-mă să accept și să înțeleg că suferințele, căderile și ridicările noastre pot deveni pentru alții binecuvântare. Nu îmi permite să spun vreodată, ajunge, este suficient. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 8-a, Iisus le mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi vă plângeți și pe copiii voștri. Ca niște făclii aprinse se prezintă femeile din Ierusalim pe calea lungă a durerii. Pline de devotament și credință, nu se lasă înfricoșată de gărzi, nici indignată de rănile bunului mântuitor. Sunt gata să-l întâlnească și să-l consolideze. Unii oameni îl calcă în picioare, în timp ce el se prăbușește la pământ. Iisus este cutremurat de plânsul lor amar, dar le îndeamnă să nu-și mâhnească inima pentru a nu fi femei care plâng, ci femei care cred. Nu mai vrea plângeri, ci dorește voința de a renaște, de a privi înainte, de a merge cu credință și speranță spre acea auroră de lumină care va răsări și mai orbitoare deasupra capului celor care merg îndreptându-se spre Dumnezeu.
să plângem pentru noi, pentru păcatele noastre nemărturisite. Femeile trebuie încurajate așa cum a făcut El, trebuie iubite ca un dar de neatins pentru întreaga omenire, pentru creșterea fiilor noștri în demnitate și speranță. Doamne Iisuse, Tu ceri de la noi doar ceea ce avem, căci ale Tale sunt toate. Noi nu avem decât mizerii și slăbiciuni, greșeli și păcate. Ți le dăm împreună cu inima noastră săracă și despuiată, Te rugăm să o cureți și să o umpli cu iubirea Ta. O Iisuse, binevoiește a privi oferta de noi înșine, iartă-ne, iubește-ne, sfințește-ne. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea nouă, Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Iisuse, prietene, vrei să Te ajut? Spune-mi ce să fac și eu voi face. Dar ce cruce mare! Ce spini ascuțiți, ce răutate e aici pe calvar. Mă apropii de Iisus și El îmi zâmbește. Îmi zâmbește de sub cruce și îmi spune, fratele meu, cât mă bucur că ești aici, dacă ai ști câtă nevoie aveam de tine. Mi-am suflecat repede mânecile și am dat să apuc crucea. Dar oricât încercam să o ridic, ea devenea din ce în ce mai grea. Ceva o țintuia peste Iisus, pricinduindu-i noi dureri. L-am întrebat atunci, Doamne, de ce nu pot ridica crucea? De ce devine tot mai grea? El m-a privit din nou, mi-a zâmbit, de parcă totul ar fi fost ușor, și mi-a răspuns, crucea e grea pentru că tu stai sub ea și nu eu. La început mi se părea ciudat, dar m-am uitat din nou și am deschis ochii. Eram eu, căzând din nou în păcatele mele. Iisus era Cel care venise să mă ajute și nu eu. Doamne Iisuse Hristoase, care ai murit pe cruce pentru ispășirea păcatelor lumii întregi, Te rugăm, nu ne părăsi în ispite și umple-ne de înțelepciune și har cu ajutorul Duhului Sfânt, pentru ca astfel să putem trăi în iubirea Ta cea mare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce! Stațiunea 10-a, Iisus este despuiat de hainele sale. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Cu toții am auzit zicala, haina îl face pe om. O fetiță, auzind această zicală, o întreabă pe mama ei.
De ce se spune că haina îl face pe om? Mama i-a răspuns: se spune așa pentru că oamenilor să recunoască funcțiile. De exemplu, haina militară le spune celorlalți că persoana care o poartă e în armată, iar epoleții ilustrează gradul, elementul esențial în ierarhia militară. Doctorii și personalul medical poartă halate, lucrătorii din uzină salopete, fotbaliștii joacă îmbrăcați în costumele echipei din care fac parte. Hristos, ajuns acum la locul răstignirii, este dezbrăcat de funcția de om, de hainele murdare de păcate ale oamenilor, pentru ca să îmbrace haina răscumpărătorului, a Mântuitorului. Mai știm, Doamne, că prin dezbrăcarea hainelor și prin reînnoirea rănilor cauzate de biciuire, Tu ne-ai dobândit iertarea pentru păcatele noastre împotriva curăției, iar prin fierea amară și prin oțetul acru ai ispășit păcatele noastre de lăcomie. Doamne Iisuse, Tu care ai îmbrăcat haina oamenilor și ai stat gol pentru noi păcătoși, ajută-ne să înfruntăm tendința de narcisism, ispita poftelor trupești și lăcomia. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 11, Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Cum poți Tu, ca și mamă, să privești asemenea grozăvie, fără ca să poți rupe neputința ce te țintuia din toate părțile? Nici o lovitură de ciocan nu-ți scapă, nici o ironie și nici un cuvânt de batjocură primite de Fiul Tău iubit nu te ocolește. Tu cunoști chinul interior și părăsirea pe care le simte Fiul Tău. Nu există nicio posibilitate de a da înapoi. Este pironit pe cruce și nu-L mai poți ajuta cu absolut nimic, decât să aștepți împreună cu El ca acest ceas îngrozitor să treacă. Prin răceala și lipsa noastră de iubire, îl țintuim pe Fiul Tău, Iisus Hristos, din nou în fiecare zi pe cruce. De fiecare dată când ne urmăm doar propria noastră voință, pătrund cuiele și mai adânc în rănile sale. Iartă-ne! Dă-ne Tu forța necesară pentru ca să suportăm cuiele primite spre a le simți în viață și să ispășim astfel măcar o parte din pedeapsa meritată pentru căderile noastre repetate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 12, Iisus moare pe cruce. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Iisus atârnă răstignit pe lemnul crucii. El se roagă pentru călăii Săi. Pe la ceasul al nouălea strigă cu glas puternic: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și murind spune: S-a sfârșit. Tată, în mâinile Tale îmi încredințez sufletul.
Iisuse Hristoase, care ai murit pe cruce pentru păcatele mele, cad în genunchi acum în fața ta și își cer iertare pentru toate păcatele mele. Nu sunt vrednic de iubirea ta. De aceea, te rog, învață-mă să mă deschid mai mult spre tine, să te iubesc mai mult și să te păstrez în inimă pentru toată viața mea. Învață-mă că doar îmbrățișând crucea mă voi putea mântui. Ajută-mă să nu-mi pierd vreodată încrederea în Dumnezeu, ci să mă încredințez mereu în mâinile Lui. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 13-a Iisus este coborât de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Brațele care l-au purtat pentru a-l hrăni țin acum trupul neînsuflețit. Inima care a cântat imnul magnificat e străpunsă de durere. Ochii care au văzut răsărind aurora, trebuie astăzi să găsească speranța. Mamă prea iubită, spune-ne ce trebuie și ce putem face pentru a corespunde iubirii dumnezeiescului tău fiu. Arată-ne ce sacrificii și ce jertfe așteaptă El de la noi. Ajută-ne să acceptăm și să purtăm cu răbdare speranțele noastre prezente ca pe o ieșire pentru multele noastre păcate. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mine. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 14-a Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Iosif, luând trupul lui Iisus, l-a înfășurat într-un giulgiu curat și l-a pus în mormântul său nou, pe care îl săpase în stâncă. După ce a rostogolit o piatră mare la intrarea mormântului, a plecat. Ajută-mă, Doamne, ca asemenea lui Iosif să pregătesc pentru Tine nu un loc al morții, dar un loc viu, un loc mereu rodnic, înnoit de harul Tău, care în liniște ne oferă viața și o face să se dezvolte. Învață-mă să fructific acest dar după voința Ta în favoarea fraților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea 15-a Iisus învie glorios din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Învierea este cea mai mare minune din istoria omenirii. Nimeni nu și-ar fi închipuit vreodată că ar putea fi posibilă. Chiar dacă Iisus a prefigurat acest eveniment și prin pierderea și regăsirea sa, după 3 zile, în templul din Ierusalim. Nimeni nu s-ar fi gândit că și acum, după o lipsă de 3 zile,
Iisus va reveni glorios, biruind moartea. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai biruit moartea și ai înviat glorios. Dă-ne harul ca și noi să vedem în moarte o portiță spre fericirea veșnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai sfințit lemnul sfânt al crucii și ai făcut din el o ocazie pentru ca și noi să ne mântuim. Ajută-ne ca prin meditarea suferințelor Tale pe Sfânta Cruce să dobândim iertarea de păcate, să dobândim harul Tău mântuitor și întotdeauna să primim puteri pentru a ne purta crucea greutăților de fiecare zi. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră. Cu blândul Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Doamne, nu este nimeni asemenea Ție între Dumnezei, pentru că ești mare și săvârșești lucruri minunate, Tu singur ești Dumnezeu. Oferim această Sfântă Liturghie pentru răposații Iosif, Anton, Elena, Ioan, Mihai, Adrian și sufletele din Purgator. Acum să ne recunoaștem păcatele ca să putem celebra cu mai mare demnitate Sfânta Liturghie. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul
și vouă, frate, că am cu gândul, cu voietul, cu fata și măsiziunea, din inimina mea, din inimina mea, din prea mare lumina mea, de aceea, pe Sfânta Maria, pe aceea, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne conducă la viața cea veșnică. Tate, harul Tău în inimile noastre, ca ținând în frâu dorințele pământești dezordonate, să putem fi statornici prin darul de sus, în urmarea poruncilor cerești, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Osea. Așa spune Domnul: Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte potrivite și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i: Îndepărtează toată nelegiuirea, primește ceea ce este bun, și îți vom aduce în schimb roadele buzelor noastre. Asiria nu ne va mântui, pe cai nu vom mai călări și nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru, căci numai în tine află orfanul îndurare. Le voi vindeca apostazia, îi voi iubi de bunăvoie, căci mânia mea s-a îndepărtat de la ei. Voi fi ca roa pentru Israel. El va răsări ca un crin și își va întinde rădăcinile ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde și va fi ca măslinul frumusețea lui, iar mireasma lui ca a Libanului. Se vor întoarce și vor locui la umbra lui, vor fi ca grâul și vor răsări ca vița de vie și amintirea lor va fi ca a vinului din Liban. Efraim, ce am eu de a face cu idolii? Îi voi răspunde și voi privi la el. Eu sunt ca un chiparos verde, datorită mie se găsește rodul tău. Cine este înțelept să priceapă, iar cine pricepe să recunoască acestea? Căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei nelegiuiți se poticnesc pe ele. Cuvântul Domnului.
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. Atunci am auzit un glas pe care nu-l cunoșteam, i-am descărcat povara de pe umeri și mâinile lui au pus coșul jos. În strâmtorarea ta ai strigat la mine și eu te-am eliberat. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. Ți-am răspuns din locul tainic al tunetului, te-am pus la încercare la apele de la Meriba. Ascultă, poporul meu, vreau să dau mărturie împotriva ta, o de mai ascultă, Israele. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. Să nu fie în mijlocul tău niciun alt Dumnezeu, să nu te prosteri niciunui Dumnezeu străin. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am făcut să urci din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. O, de m-ar asculta poporul meu, dar umbla Israel pe căile mele. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, ascultă glasul meu. Convertiți-vă, spune Domnul, pentru că împărăția cerurilor s-a apropiat. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, unul dintre cărturari s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat: care este prima dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns: prima este, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. A doua este aceasta, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este nicio altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis: bine, învățătorule, adevărat ai spus că El este unul singur, că nu este altul în afară de El și a-L iubi pe El din toată inima și din tot cugetul și din toată puterea și a-L iubi pe aproapele ca pe tine însuți este mai mult decât toate arderele de tot și decât toate jertfele. Iisus, văzând că a răspuns inteligent, i-a răspuns: nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu îndrăznea să-L mai întrebe. Cuvântul Domnului. Cu cerce, Părinte Fabian, iubiți credincioși prezenți la această liturghie. Oare câte femei erau pe calea cruci? Am putea spune că erau puține, pentru că era sărbătoare și toate trebuiau să pregătească sărbătoarea acasă. Și totuși Evanghelistul ne spune că erau câteva pe care le vom întâlni peste câteva zile la stațiunea a 8-a. Și totuși iată că nu toate femeile au avut inițiativă. Nu toate au sărit repede să ajute pe omul cel mai necăjit. Doar una. De aceea eu cred că cea mai plăcută, cea mai admirabilă, cea mai, dacă vreți, curajoasă femeie din toată calea crucii este Veronica. Maica Domnului, sigur, este importantă, este, dar stă pasivă, nu spune nimic, nu face nimic deosebit, doar se uită cu Iisus și apoi, bine. Veronica însă este admirabilă.
face un lucru care nu l-a făcut absolut nimeni. Simon din Cirene, o să spuneți că a făcut lucruri frumoase, importante pentru Iisus. A fost obligat să facă lucrul acesta. Însă Veronica o face din pură inițiativă, din propria sa inițiativă. Ca să înțelegem de ce este important gestul ei, aș vrea să ne imaginăm. Dumneavoastră ați muncit de multe ori, cred, în temperaturi înalte, nu? Și când era foarte cald, ne venea pe ochi transpirație și nu mai vedeam nimica și încercam noi cu mâna murdară să ne ștergem la ochi. Nu prea reușeam și ne ustrau ochii mai departe. La Iisus nu erau numai transpirație, ci era mai mult. Era și sânge, erau și răni și mi-închipui că mâna sa era plină de sânge. Cum să șteargă el fața? De fapt, nici nu putea. Mai mult decât atât, nici nu avea cum, avea crucea. Și iată ochii săi, imaginați-vă, nici nu mai vedea pe unde merge, probabil. De aceea își împingeau soldații. În toată această situație, o inimă feminină, o inimă sensibilă, dar și curajoasă, iese din mulțime. Veronica iese din mulțime, deși vă dați seama, erau numai soldați pe acolo, bărbați, oameni care nu permiteau să se apropie nimeni, cu siguranță. Însă, ea nu ține cont de absolut nimic. Mai mult decât atât, se spune conform tradiției că ea și-ar fi luat de pe cap propria băsma pentru a șterge fața lui Iisus. Iarăși un lucru nepermis. Nici astăzi femeile evreice nu umblă cu capul descoperit, cele religioase mă refer. Dar ea nu știe decât un lucru, nu contează nici ce zic oamenii, nu contează nici că rămâne cu capul descoperit, nu contează absolut nimic. Ea trebuie să ajungă la Domnul. De ce o are? Ce credeți că o face să aibă această zvâcnire spre Iisus? Probabil inima ei, o inimă deosebită, așa cum ar trebui să fie la toate femeile, de fapt, pentru că femeile sunt înzestrate prin excelență, cu sensibilitate și milă, așa sunt ele de la Dumnezeu lăsate, ea pur și simplu se lasă condusă de aceste sentimente profund umane, feminine, dar și nobile în același timp și se apropie de Iisus. Și imaginați-vă că o femeie merge să-i șteargă ochii măcar, fruntea, nici nu știu ce a reușit ea în mulțimea aceea. Faptul este că s-a apropiat, să șteargă. Dacă a stat cu bolnavii, vă dați seama, de multe ori trebuie să le ștergi buzele, e foarte finuț, trebuie să le ștergi fruntea câteodată, nu? Dar aici era și rană, era și sânge, era absolut respingător totul, dacă vreți, și lumea din prejur, ostilă. Ori aici este frumusețea Veronicăi. Nu contează absolut nimic și cu mila sa și cu mâna sa merge și șterge față. Da, se spune că, într-adevăr, Dumnezeu a creat omul, l-a creat dur, l-a creat rațional, l-a creat, eu știu, inventiv în felul său, dar atunci când a creat femeia, Dumnezeu a pus tot ce avea mai bun. A pus frumusețe, desigur, a pus sensibilitate, a pus gingășie. Trei lucruri excepționale. Frumusețea feminină, nu o comentez eu, o știți dumneavoastră mai bine ca mine, dar gingășia și sensibilitatea, care de fapt se unesc în ultima instanță cu mila, sunt excepționale, sunt perfect feminine, sunt specific feminine. De aceea, nu știu, mă mai uit și eu la televizor câteodată, așa, și văd femei acestea foarte dure, femei care privesc tot de sus. Nu cred că sunt feminine. Nu cred că au rămas fidele creației lui Dumnezeu. Sau, eu știu, artiste, nu știu ce sunt, care câteodată îți creează repulsie. Nu sunt feminine. Și mai ales cred că nu mai au nici milă, dacă nu mai au nici credință, așa mai departe. Da, ai alt capitol. Eu vreau să rămân la ideea de gingășie și de milă. Mila este o virtute de care noi vorbim foarte rar. Nu știu de ce. E o virtute care cred că îl face pe om mai om.
Toți ne-am bucurat, cred că la mamele noastre le-am văzut foarte miloase de un frate de-al nostru, de noi înșine, când eram bolnavi, făcea tot ce se poate pentru a-l vindeca, pentru a-l, a-l îngriji și așa mai departe. Făcea parte din mila aceea feminină. Mila care pur și simplu, ce înseamnă? Să ai acest sentiment față de momentul suferinței. Dumneavoastră vedeți oameni în suferință? Toți vedem. Ce faci în momentul respectiv? S-ar putea să avem următorul lucru. Ce pot să-i fac eu? N-am ce să-i fac. O să aibă grijă, o să se vindece, n-am ce să-i fac. Veronica nu spune acest, n-am ce să-i fac. Sunt oameni acolo, sunt bărbați, nu mă bag, n-am ce să-i fac. Văd că suferă, văd că este apăsat, văd că este trist, văd că este însângerat, dar n-am ce să fac, n-am ce să fac. Acest n-am ce să fac cu mâinile ridicate este negativ. N-am ce să-i fac. Ca și o mamă care spune la copilul ei, bun, n-am ce să-i fac. Nu cred că spune așa ceva. Ori aici este frumusețea Veronicei. Merge și știe că trebuie să facă ceva, trebuie să ușureze ceva. Și urmează un lucru excepțional. Este un răspuns al lui Iisus. Nimănui nu i-a mai făcut acest lucru. Pe acea basma albă a ei își lasă chipul său. O să spuneți, ei, oare chiar l-a lăsat? Da, chiar l-a lăsat, vă spun eu, pentru că există un sanctuar în lumea asta care se cheamă Manopello, în Italia, la 90 km de Roma, în care se păstrează un asemenea văl cu chipul lui Iisus. Are vreo 70 de centimetri, sigur este un văl obișnuit, probabil ar fost mai mare, se zice, dar nu știu. O să spuneți, bun, dar ce e aceea? Dacă e chipul lui Iisus, de unde știm că e chipul lui Iisus? Da, există acolo o călugăriță germană cu care am vorbit eu odată, și are acolo o mulțime de experiențe. Eu vă propun dumneavoastră, dacă aveți pe internet, să vă uitați ce se întâmplă. Este un paralelism perfect la ochi, la nas, la toată fața, pur și simplu, cu acela de pe Giulgiu, care știți că a fost fotografiat și a ieșit o figură. Este absolut și ca formă, și ca mărime, dacă vreți, și dimensiunile, și tot. Este exact ca cel de la Giulgiu. În al doilea rând, s-a făcut și analiză chimică și toate sunt acestea. Toate sunt identice. De fapt, cum a ajuns aici, este un mister. Dar se spune că a fost adus de un pelerin necunoscut, care a dispărut fără să lase nicio urmă. Imediat după ce a oferit această pânză, acest chip al lui Iisus, unui părinte, Giacomo Antonio Leonelli, și este păstrat în sanctuarul din Manopello, așa cum vă spuneam. Și Papa Benedict al XVI-lea, ca să vedeți că și biserica nu lasă chiar așa neobservat, Benedict al XVI-lea a vrut el să meargă special, după ce a ajuns papă, în anul 2006, să atingă și să vadă el ca papă acest chip al lui Iisus de la Manopello. Și am putea continua. Eu mă opresc aici admirând, dacă vreți, o Veronică, o persoană care cu adevărat mă impresionează. Dar sigur că de 2000 de ani de creștinism și nu numai, veronici au fost foarte multe. O grămadă. Oare ce ar fi fost lumea aceasta fără veronici? Fără persoane care să aline, fără persoane care să sară când e vorba de suferință? Ce ar fi fost fără acele persoane care poate merg departe de casă pentru a ajuta și a susține? Mă gândesc și la misionare, și la persoane voluntare, și la orice persoană, nu știu cum să-i mai spun, care pur și simplu sare atunci când vede suferință. Indiferența e păcat. Puteți spune și la spovadă. Am văzut un om în suferință, dar am trecut pe lângă el, am zis că n-am ce să-i fac. Ori, Veronica ne dă azi un exemplu admirabil. Și am să închei cu un exemplu. De asemenea, Veronica, de asemenea persoană care știe ce înseamnă suferința. E vorba de o călugăriță pe care cardinalul Amato, pe care l-am văzut și noi aici la Iași acum aproape un an, a beatificat-o recent. E vorba de călugărița Maria Angelica Perez, cu numele de acasă Crescenția. A fost beatificată în 17 noiembrie 2012, undeva la Buenos Aires, în Argentina, de către Angelo Amato, așa cum spuneam.
Ea provenea dintr-o familie simplă, dar cu o credință limpede. Avea o bunătate înnăscută ce avea să-i atragă numele de Sora Blândețe, pe care îl dăduseră cu afecțiune cei săraci și suferinți de care se ocupa ea ca și călugăriță. Cardinalul Angelo Amato a prezentat un scurt portret spiritual al acestei călugărițe argentiniene, spunând așa: mărturiile spun că toate călugărițele erau bune, dar crescenția era excepțională. Părea că era făcută doar din bunătate, răbdare, bucurie și amabilitate. Această existență trăită în bunătate era alimentată, și asta e important, cred eu, de o credință vie, activă și de nezdruncinat. În această credință își avea originea spiritul activ și intensul apostolat, care i-a făcut pe cei care o cunoșteau să spună despre ea că purta cerul în inimă. Era generoasă față de cei mici și săraci. Nu maltrata pe nimeni, dimpotrivă, celor care nu puteau plăti, Sora Blândețe le dăruia hrana și haine necesare. În ciuda unui fizic plăpânz, sora avea un curaj granitic, ca și Veronica. Cred că asta e cuvântul, curaj granitic. Și mamelor care nu aveau medicamente pentru copii le spunea: fiica mea, nu îmi datorezi nimic, îți dau ceea ce îți trebuiește. Deseori spunea: avem lapte în abundență pentru bolnavi, de ce să nu dăm puțin și celor săraci? Supraviețuiește tatălui și surorilor sale, toți răpuși de tuberculoză, fapt ce nu o împiedică să se dedice tocmai slujirii copiilor bolnavi de TBC din sanatoriul de la Mar de Plata, unde a fost chemată să lucreze. În acel sanatoriu va fi ea însăși lovită de neiertătoarea boală, din cauza căreia va și muri la vârsta de 35 de ani, adică la 20 mai 1932. Iubiți credincioși, cred că lumea și lumea de azi are nevoie de veronici, dar are nevoie de acele persoane care să aibă curaj, să treacă peste mentalitate, peste părerile altor persoane, peste teama că ceva păți și peste multe alte lucruri. E nevoie de persoane care să spună: da, mă interesează omul care suferă. Lăudați să fie Iisus Hristos! Fraților prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru noi oamenii. Iisuse, Mântuitorul lumii, ajută biserica ta ca în acest timp de har să se hrănească mai îmbelșugat din tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu și astfel să poată gusta din plin bucuria Sfintelor Paști. Înzestrează cu Duhul iubirii și al dreptății pe toți aceia care ne conduc. Stinge orice vrăjmașie dintre oameni și popoare și dă-le tuturor o inimă sensibilă și dezinteresată. Dă-ne harul să înțelegem sensul și valoarea pocăinței și să o îmbrățișăm cu bucurie. Ajută pe cei bolnavi să-și poarte crucea cu răbdare. Dăruiește-le fraților noștri răposați plinătatea roadelor mântuirii. Veșnice Dumnezeule, Tu nu părăsești pe nimeni dintre cei care Te imploră. Dă-ne curaj pe calea pocăinței și ascultă-ne rugăciunile prin Hristos, Domnul nostru. Răscumpărătorul tău, prea
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu bunătate, Doamne, la darurile pe care ți le consacrăm, pentru ca ție să-ți fie bine plăcute, iar nouă să ne fie pururi spre mântuire, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic veșnic Dumnezeu. Tu, spre mântuirea fiilor tăi, ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să râvnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, te lăudăm zicând fără încetare. Doamne, izvorul la toată sfințenia, te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor să-i zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor, faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea ta e răstin, Doamne, și învierea ta a mărturisit. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție.
te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea ta și primește să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învretnicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. 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 Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezească, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea ta, să fim purura liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Acela care i-a subrasat toate păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul.
Iisuse, cred că aici, în taina sfântă, ești Tu prezent ca om și Dumnezeu. Eu nu Te văd, dar cred din suflet, Doamne, ai spus-o Tu, eu cred cuvântul Tău. Eu nu Te văd, dar cred din suflet, Doamne, ai spus-o Tu, eu cred cuvântul Tău. Sfânta ostie privești la mine și parcă aud șoptindu-mi al Tău glas, ca să rămân mereu, mereu cu Tine, așa cum Tu cu mine ai rămas. Ca să rămân mereu, mereu cu Tine, așa cum Tu cu mine ai rămas. Ca lucrarea puterii Tale să pătrundă cugetele și trupurile noastre, ca să ajungem la plinătatea răscumpărării de care ne-ai făcut părtași prin Sfintele Taine, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facă să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să devești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care înfirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu. Să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, merge și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Fraților, încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Iosif, Anton, Elena, Ioan, Mihai, Adrian și pentru toți cei din purgator, pentru ca Dumnezeu să le ierte tuturor păcatele și să-i conducă în paradisul său ceresc. Măreț viruitor al morții, Iisuse falnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai iubit firea dușmanului, păi cele ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară șarul baptismal. Mereu cu care dă-i la aprinsă, vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne, Nata Lumină, dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Păi slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i în veșnica lumină, să te slăvească. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășunii părți,
mă conduce la ape de odihnă, îmi reviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări îndrepte, de-n dragul numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău. Căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești pentru mine masă în fața dușmanilor mei. Îmi ungi capul cu untdeles și paharul meu este desene. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Doamne, îndură-Te de ei. Hristoase, îndură-Te de ei. Doamne, îndură-Te de ei, Tatăl nostru, care ești în ceruri. Sfințească numele Tău, în împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zile. Noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cer. Pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletele slujitorilor Tăi, Iosif, Anton, Elena, Ioan, Mihai și sufletele din Purgator, pe care i-ai chemat din această lume la loc de lumină și de pace, să-i unești cu mulțumirea Sfinților Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Dumnezeule, Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-l dezlegi pe fratele nostru Adrian de legăturile morții și să-l primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică de lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Lângă crucea Fiului.